dacă cauți destul, găsești și așa poliție care staționează pe contrasens, fără girofar pornit, deci fără temei legal. Fără mască. De ce sunteți pe contrasens? Ok, dar n-ar trebui să aveți girofarul pornit dacă e misiune de servici? Nu. Nu, se poate așa. Creați situații de accident. Nu poate să te creeze o situație de accident, dar din cum stau pe... cum stau și toți ceilalți. Ok. Dacă aș intra eu așa, aș lua amendă, că stau pe contrasens. Dumneavoastră, dacă nu aveți autospeciala, dacă aveți un autospecial, nu fără probleme. Autospeciala nu e tot o mașină dacă nu e în timp de serviciu, dacă nu are girofar pornit. Ca să atrageți atenția să nu faceți accident. Să nu facem accident? Ok, am înțeles. Părerea mea. Mai putem ajuta cu ceva? Nu, mulțumesc. Dacă ați respecta legile, ar fi minim necesar de la poliție. Asta facem, respectăm legile. Nu trebuie să avem girofarul pornit, înțelegeți că ar fi... Și așa lumea când vede o mașină de poliție se sperie. La câte abuzuri comite poliția se sperie. De ce nu purtați mască? Da, dar e mașina de serviciu, nu? Și nu intră colegi pe acolo. Dacă ar fi umed, dar uscat am și eu. Lăsați că am spray. Bună.